dimineața. Astăzi vreau să vorbesc câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă, haideți să-i spunem, nobilime. Mulți o să-i spun familie regale și toate cele. Nu este chiar așa. Prima dată, într-o conducere ca o piramidă ierarhică, este în felul următor. Sus, în vârf, este familia regală. Familia regală care înseamnă regi și împărați și prinți și alte țări regale. De exemplu, în Casa Regală a României am avut pe regele Mihai și regina Ana, da? Sub ei, pentru că sunt descendenți din, hai să-i spunem, din regele Mihai și regina Ana, copiilor, adică Margareta, Maria, Sofia și Ileana. Toate trei sunt altețe regale. E, dar cum au ajuns altețe regale? Prin naștere. Odată ce regele și regina s-au dus pe lumea cealaltă, rămân la comandă după un, hai să spunem, regulament de ordine interioară sau regulament regal, în funcție de vârstă, de calități și de mai multe, rămân la comandă. Astfel, avem ceea ce se cheamă custodele coroanei Margareta, alteța sa regală. Alteța sa regală, Margareta, cu soțul consort. E, aici e ceva nou. Practic, în momentul când se căsătorește o persoană de rang regal cu o persoană care este în afara casei regale, să-i spunem așa, adică din descendent, îi se spune soț consort, dar primește ceea ce se cheamă alteța sa regală de numire Principe, Radu și tot așa. Mai departe, este la fel și pentru alteța sa regală Maria, Sofia, Ileana și toate cele. Fiecare are câte un copil descendent. Unii au, unii nu au copii. Așa că până aici e vârful, doar vârful. Pe vremea când existau și încă mai există în anumite țări, în Spania, Monaco, Japonia, Norvegia și alte țări, nobilime erau împărțiți. Uite, și în Marea Britanie, duci, ducese, arhiducese, principi, conți, marchizi, arhiducesă, arhicont, arhi, etc. Iar aici e par... Deci până acum am vorbit de vârful acela în care era familia regală și acum cea de jos, unde sunt toți și sunt nobili. Să-i spunem. Dar cum ajungi ducesă, marchiz, conte și toate cele? Prin două opțiuni. Sau hai să spunem două.
chestii. 1. Prin căsătorie. Așa cum a făcut, de exemplu, regele Mihai cu regina Ana. Custodele coroanei, Alteța sa regală Margareta și Alteța sa regală Principele Radu. La fel cum a făcut Prințul Nils cu soția sa, prin alianță de căsătorie. Ori, aici căsătoria poate fi de formă, pentru că nu. El vrea să fie principe, alteță regală sau altceva, și îmbrobodește mireasa sau prințul prințesa și le-a ieșit ceva frumos. Ori, cealaltă variantă, să te naști prin descendență, adică cum este Maria, alteța sa regală Maria, Sofia, Ileana, Margareta. Că despre celelalte variante, ca unii ar vrea să fie conți, arhiduci, duci, marchizi și ce ar mai vrea, când o să fie recunoscută Casa Regală a României oficial în Constituția României, adică va fi o republică monarhică, nu prezidențială, condusă. Cam cum este în Marea Britanie, Japonia, Monaco, poate și un pic din Spania și Danemarca, Norvegia și alte țări, Marea Britanie, atunci se vor face ceva de genul și eu te nobilez pe tine, cavaler, și te fac conte, viceconte, marchiz, arhimarchiz sau mai știu eu ce. Bun. Și, deci, în România, în momentul de față, este foarte simplu. Sunt doar două opțiuni. Unul, prin căsătorie. Și, v-am zis, căsătorie. Dacă e căsătorie prin dragoste, este super, pentru că apare. Și m-a luat la sub braț și a ajuns ducesă sau a ajuns duce și m-a luat la sub braț și a ajuns alteță. Așa. Sau prin naștere, așa cum este Maria, Ileana, Sofia, Margareta. Descendenți din casa regală. În rest, toți așteaptă și eu te nobilesc cu această sabie pe umărul drept și pe umărul stâng cu această funcție. Punct. Adică nu există acea chestie, pentru că nu este recunoscută de Constituția României. Când va fi republică, monarhică, parlamentară, atunci vor fi recunoscute și acele oficial. Până atunci. Bun. Și acum apar tot felul de escrocherii sau escroci. Pentru că sunt escroci. Da, îmi placi, alteță regală, da, te plac foarte mult, dar eu sunt un gunoi din popor, cum să mă luați pe mine? Sau, cealaltă variantă.
se căsătorește de formă cu ea. Eu te plac foarte mult, alteță regală. Bineînțeles că vin și curtezanii în jurul familiei regale și te verifică. Și de ce dintele din stânga, de pe partea de sus a gurii, este strâmb și intrat înăuntru și pus la 45 de grade? Adică foarte tare, nu? Și o să te verifice și la conturi, și la bani, și la țoare, și la atribuții, și la tot ce faci în viață, doar ca să-i spui alteții sale regale, sau ducelui, sau contelui, sau arhicontelui, sau arhimarchizului, sau marchizului, sau ducesei, sau mai știu eu ce, eu te plac, acum ia-mă la sub braț, știi? Și așa apare crocherii. Practic o nuntă de formă, doar ca să scrie acolo: Alteță, Alteța sa regală, nu știu, nu vreau să dau alt nume, mai un fior, dacă știți. Sunt anumite persoane, de exemplu, în viață, care îmi place când semnez să scriu doctor, economist, inginer în economie, Ionescu Ion. A făcut tot ce se poate să fie doctor, inginer, masterant și toate cele. Și are o semnătură, e mai ceva ca la ceea ce se cheamă în, haide să-i spunem, haide să-i spunem, cum să-i spunem, ce... Bun, trec, am pierdut ideea. E ceea ce se cheamă alteța sa prințesa, scuzați expresia, dar o să doară, varza albă, sau alteța sa principele sau prințul de România, sau mai știu eu ce, sau cealaltă variantă, alteța sa regală de ceea ce se cheamă haide să-i spunem din nou, varză albă, prințesă, duce, cum e la englez, ducele de Edinburgh sau mai știu eu ce. E, acest lucru nu există în România. Și apar acele chestii, acele excrocherii. Și mă plac și te plac și te plac și nu știu ce. Și uite așa apare o nuntă de formă. Dacă s-ar căsători, sau cum ar fi povestea contelui de Monte Cristo, mai pe românești. Este simplu. Contele întâlnește o doamnă. Bun. Până aici nimic bun. Interesant. Doar că mai apare și un alt băiat lângă acea doamnă. Contelui îi se întinde o capcană. Între timp, înainte să intre în pușcărie, contele se culcă cu acea doamnă, face acel copil, acea doamnă se căsătorește cu celălalt bărbat, dar are acel copil. Între timp, contele intră în pușcărie sau în închisoare, evadează când moare un bătrânel fednic
care era de mulți ani în închisoare, printr-un sac legat și a aruncat în apă și de acolo evadează din acel sac și ajunge pe mal înotând cu ajutorul unei corabii de pirați și toate cele. Într-un final, el își spune adevărata denumire, Contele de Monte Cristo, și le povestește celor de pe acea corabie, când ajunge la țărm, ce a pățit, ce i s-a întâmplat, ce a făcut, ce adres. Și atunci au decis cu toții să se răzbune pe oamenii care i-au făcut rău acelui conte. Bun. Și începe răzbunarea contelui prin a se întoarce în ținutul din care a fost alungat, băgat în închisoare, femeia șutită, căsătorită, copilul, în fine, și toate cele. Bun. Și începe pe fiecare în parte, pentru că, na, când se șutește o soție, trebuie să faci și un complot. Cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 persoane. Și începe contele să se răzbune ușor, ușor, pe fiecare în parte. Pe fiecare în parte. 1, 2, 3. Până când se apropie de doamna, care între timp ajunge sus în clasa boierească, de alături de domnul care a luat-o de soție, pentru că na, contele a ajuns pușcăriaș sau la închisoare. Bun. Și termină povestea în felul următor. La un moment dat, el se prezintă doamnei cu o anumită, haide să-i spunem, cu altă denumire. Și cu un alt nume, cu alt. Ea era foarte încântată, doar că cumva avea ceva de genul deja vu. Cred că vă cunosc, domnule, nu știu de care. E, răspunsul a fost, nu, nu sunt eu. El și-a schimbat și înfățișarea și toate cele. Nu, nu sunt eu. Bun. Pentru că nu ești tu, atunci îmi pare rău. Într-un final, ajungeți ca cei doi să se recunoască și să-și dea seama că sunt ei după înfățișare și mimică. Au avut practic amândoi o trăsătură unică care, atunci când erau împreună, doar ei doi, o aveau și se recunoșteau. Și atunci și-au dat seama și au dat, i-a spus clar cine e și ce face și ce drege. Ea și-a făcut cruce că încă trăiește, pentru că pe ea, ca să fie luată ca soție, au mințit-o că el, contele pușcăriaș, a fost omorât, ucis. Bun. Și când aude actualul soț al doamnei, care a complotat, a ucis, a făcut și a rămas singur, începe a lui nebunie. Prin, așa cum erau pe vremuri, duelurile pe spadă. Și încep duelurile pe spadă. Și ajung, la un moment dat, într-o zonă frumoasă, în care era contele,
consoarta care trebuia să-i fie soție, copilul care era al lor și a treia persoană sau a patra persoană, chiar soțul doamnei, care a complotat și a mințit-o că, virgulă, contele a fost ucis. Nu a fost băgată în închisoare pe o perioadă de viață îndelungată ca să sufere, iar domnul să se distreze și cu a lui soție și să ajungă în sus în clasa nobilime. Și ajungem la spadă și așa, angar. Într-un final, soțul doamnei, care a complotat și așa, află că de fapt copilul pe care îl are nu este al lui, ci al contelui cu doamna, și încep să se bată. Și azi, persoana care a luat-o de soție pe doamnă a zis că îi ucide copilul. Așa că au început spadă și toate cele. Spadă și toate cele. Până când s-au duelat și unul dintre ei a murit. Cine credeți că a murit? E scrocul. Așa este și acum cu escrocheria, ceea ce se cheamă cu altețele regale, care alteță vă iubesc și așa, dar dați-mi acel titlu doar ca să semnez. Alteța sa regală Ionescu Ion sau Contele Ionescu Ion sau, nu mai știu, ducele de Edinburgh, nu știu de care, sau mai știați. E scrocherie. Da, te iubesc, da. Te iubesc, dar numele